este. Buonasera, buonasera! Copilă s-a zmămică. Doamnelor și domnilor, iată, de mult n-am mai avut așa eveniment, un eveniment cât se poate. Cred că toate vedetele din acest oraș, cred că sunt acest eveniment. Ne revedem în câteva minute. Tare de tot, pa! Haideți! Aici, da, haideți! Denisa. Denisa. Ilona. Vreau să te întreb o chestie. Îți mai e frică de babau? Era nu mi-a fost frică niciodată de babau. Cum îl cheamă pe... Rich se cheamă. Rich. Da. Da, ok, pa! Și am un câine care seamănă cu... Ca, e, exact ca... Ca Rich. Hai, la revedere. Salut, mâna, Loret. Ea este femeia mea. Dacă... Bună seara, dragilor, ce faceți? Deci dacă vă luați de femeia mea... Să știi că mi-a fost dor de voi, sincer. Nu te-am mai văzut de mult. Hai să te pup eu, nebunule. Hai, la revedere. Am venit în seara asta să recit o poezie. Și cum Oscar nu mai vine, ca nici George lui Coșbuc, te iau pe tine acasă, dar mai târziu. Sunt însurat. Sărăt mâna, Roxana, să trăiești. Bună seara, bună seara. Ce înseamnă? Deci dacă nu există loc de parcare pe șosea, iată că domnul a venit cu mă. Ce rugăminte am la tine, Roxana? O să nască soția mea cât de curând. Așa, și vrei un cadou pentru soția ta? Nu, pentru soția mea, pentru... Pentru copii. Soțul. Vreau doar dacă ți-au rămas lucrușoare mici de la nou născut. Mă, îmi pare rău, dar din maternitate eu n-am fost mică, așa că cât nu te pot ajuta. Cât a avut cine? Băiețelul. Fetița. Ah, fetița. Păi nu, ziceam de mine. Nu, cât a avut? Fetița a avut 52, deci a fost un copil normal. Da, deci n-ai avea să... Să vedem, hai, poate mai intră ceva la apă și... Da? Cât măsoară 52. Puiul tău? 50. Ah, perfect, ai văzut? Deja e ca și îmbrăcat. Deci mă uitam acum la soția mea la burtă, tot lovește, știi? Și ziceam, mamă, ce piciorușe, de unde, frate? Dar ce lovea? Puța, puța lovea. Casă de piatră din partea cărcotașilor. O, trească, mulțumesc. Să rămână doamna Izraela. Mă țineți minte, mă știți? Eu te știu de mulți ani. Da? Și ce ești, ești imposibil de uitat. Îmi pas cu moda deocamdată. Da. Încercăm. Gulerul îmbrăcatul de... e bine că e îmbrăcat. De la Galeanu, doamna. Om Mizilec. Prietenul meu, Galeanu. Un mesaj pentru cărcotași. Dragii noștri, nu uitați de noi, nu uitați de noi, luați-ne în vizor. Da, e bine. Multă fericire. Salut, deci am o rugăminte, să nu faci poze cameramanului meu, că se sparte în doi. Cu respect. Un mesaj pentru Mișu Găinușă, care este stilist. Păi nu am niciun mesaj. Aș fi dat eu un mesaj când au comentat ei meciul cu Liverpool, dacă nu mă înșel. Dar era un mesaj subliminal și atunci... Vă spuneți că vă băgăm bip. Nu. Nu? Nu, mi-a trecut. Da? Mi-a trecut, da. Ce faci? Bine, okay. Tu? Cu ochii după femei pe aici, la revedere. Da. Bună seara, domnul Bodu. De la Garda Financiară sunt. Da, bună seara. Cum vedeți țara asta, România, peste 2 ani? Peste 2 ani? Da. Mai bine îmbrăcată. Culoarea? Culoarea? La mine gri cu negru, la alții... Albastru, nu, fiecare tot, cu... Tot poporul o să fie maro. Să rămână doamna prințesă. Hello. Bună seara, domnul prinț. Seara, ce faceți? Excelent, excelent, excelent. Aceasta este bricheta favorită a lui Bond, James Bond. Yes. Și mergi. În varianta noastră a fost... În varianta noastră a fost Mazăre. Radu Mazăre. Exact. Mazăre. Radu Mazăre. Să rămână, Oana. Bună seara. Cu mine? Vei? Catinca, Roman, ce faci? Hai să te pup un pic, că nu te-am văzut de mult. Cum ești? Foarte bine. Da? Da. Păsat ce face? Nu știu, întreabă-l pe el. Nu mai ești cu el? Nu mai sunt cu el de 5 ani, baby. Să le spunem? Hai. Suntem împreună. Plângeam că ne vedeam împreună. Ce faci, fată? Bine, fată, poți să te pup, că nu te-am mai văzut de mult. Care e viața ta? Acum mi-a revenit, acum am durerea de cap de după emoții. Ia zic cu turcaleții, cum a fost? Foarte frumos a fost, am filmat 3 videoclipuri, nu prea a fost vacanța, am muncit foarte mult. Gagicari? Mă, nu știu, ne-am fost cu mama, cu tata, cu echipă mare după noi, n-au îndrăznit. Bă, dar... Nu e bine așa, hai, bă, nu? Bă, auzi, data viitoare vii și tu cu noi. Hai, mă, da, hai, bine. Bă, ce, cu părinții. Să trăiți, bună seara. Oh, ce face Cătăline? Ia spuneți-mi, de ce ați plecat din PSD? N-am plecat din PSD. O să plecați. Domnul Mazăre, vorbiți mai repede să ajungă la toți, vă rog.
Mulțumesc! La revedere! Domnul Radu Mazăre, bună seara! Bună seara! Alături de Brad Pitt, Radu Mazăre, cum a fost în această seară? Nu, nu e Radu Mazăre, e Mazăre, Radu Mazăre. Mazăre, Radu Mazăre. Cum a fost? Totul perfect, cu excepția faptului că s-a blocat pistolul, dar l-am rezolvat. V-ați duce cu pistolul ăla în față la DNA? Nu, cred că aș lua unul mai performant. De câți ani sunteți primar? 9. Trebuie să știți tot ce e în Constanța. Aproape. Vă pun o întrebare la care nu știți să răspundeți. Se poate. Cât costă kilogramul de mazăre în Constanța? Nu știu, că eu nu fac cumpărături singuri niciodată. Răspuns corect. No! Răspuns corect. La revedere. Ciao, buona sera. Ciao. Eu nu parlo rumeno. Eu parlo italiano. Vabbè, italiano. Posso. Comunque la presentazione questa sera. Bella, bella. Simpatica. Vestiti stupendi. Poi una musica fantastica, secondo me. Allora mi senti uguale, non me... Ci vediamo domani mattina e pranzo dello. Lavoro insieme in Italia. Parlare la cucina mi senti ti amo. Tu hai capito? Forse puoi parlare romeno, me lo traducono loro. Am zis că lasă așa. E difficile. Ce faci, fată? Fată, dar ăsta-i nou? Ăsta-i de la Galianu. Mamă, e nou, că nu l-am mai văzut până acum. Ce faci? Mamă, ia să... Wow. Ce te-ai îngrășat în Moldova? Da, exact, am mâncat bine. Băi, sunt mai mișto moldovencele decât tine? Sunt foarte multe femei frumoase în Moldova. Da? Da. Și bărbații? N-am apucat să văd foarte mulți bărbați. Bună seara, nu vă supărați. Prezentarea s-a terminat de mult. Mai stați așa la... Da. Bă, domnule, dacă... Nu. Păi s-a terminat de acum o oră, deci puteți pleca. Hai, domnule, să merge la... Îmi cer scuze. Sănătate, la revedere. Da, mă, stai, mă, că vină. Ți s-a rupt apa acum? Păi gata, naște, hai că vin. Apuștule, hai repede că naște. Hai, pa, pa. Pa, hai, stai că vin, pa, pa.